În prima jumătate a acestui an s-au înregistrat cu 14% mai puține tâlhării decât în aceeași perioadă a anului trecut. A crescut, în schimb, numărul persoanelor bănuite de comiterea de infracțiuni de tâlhărie identificate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Iași. Astfel, sunt cercetate pentru comiterea acestor fapte 58 de persoane, cu 14 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Dintre acestea, în urma probatorilor administrate în cauze, 29 au fost reținute și arestate. De exemplu, doi tineri de 24 și 25 de ani au fost arestați după ce în perioada 19-28 martie au comis două infracțiuni de tâlhărie calificată în formă continuată, după ce au deposedat prin violență gențile unor femei în care se găseau bunuri personale și bani. Tot doi tâlhari au fost arestați preventiv pentru trei tâlhării comise în perioada 31 decembrie-4 ianuarie.